în plus ceea ce facem pentru industria auto și cred că nu este neglijat, împreună cu Ministerul Finanțelor Publice, ne uităm la o schemă de defiscalizare a cercetării, dezvoltării, inovării. Deci pe modelul pe care l-am avut la IT, o schemă de defiscalizare a cercetării, dezvoltării, inovării. Vorbim de industria auto, în general, da. Descădere de impozit, nu știm încă în ce formă suntem, ne uităm. Ceea ce e bine că există deschidere din partea Ministerului Finanțelor Publice. N-aș fi spus-o fără acordul lor. Sunt totuși un om de consens și nu vreau ca colegii mei să afle din ziar de propuneri pe care le pun. Suntem destul de avansați din punct de vedere al conceptului. Detaliile vor urma. Dar ideea de a oferi un sprijin, cum a fost acum, încă de acum, cred că sunt aproape 20 de ani de când s-a introdus reducerea de impozit sau scutirea de impozit pentru IT și uitați-vă ce s-a întâmplat în timpul guvernului Năstase, dacă nu mă înșel. S-a întâmplat în timpul guvernului Radu Vasile. Știu că ați fost membru al guvernului Radu Vasile. Știu foarte bine și de ce a fost... Să recunoaștem paternitatea ideilor celor care au avut. Este ambasadorul american Jim Rosa Pepe, care un foarte mare sprijinitor al investițiilor americane și care a venit și ne-a povestit că niște producători auto din Detroit foloseau IT românesc și că ce idee bună ar fi să sprijinim dezvoltarea IT-ului și cum am putea să-i sprijinim să fie competitiv, cum altfel decât a reduce impozitele. Această defiscalizare sau facilități fiscale de care vorbiți pentru cercetare, inovare, ar urma să intre, presupun, în bugetul de anul viitor, nu? Sau ar putea fi modificat codul fiscal încă de anul ăsta? Cum vedeți? Nu sunt un expert, ar putea probabil să intre de anul viitor sau într-o modificare legislativă și mai rapidă, probabil. Cred că important este să oferim stabilitate, să oferim o gândire pe termen lung și să nu ne pripim în a lua niște măsuri peste noapte care să fie după aia invalidate de piață, dar eu cred că asta nu este o măsură care să reducă încasările la bugetul de stat. Cred că nu m-am uitat în statistici, dar nu cred că încasăm foarte mult de la cercetare, dezvoltare. Deci cred că este o facilitate fiscală care, dacă este bine conturată și nu permite derapaje și este targetată pentru cercetare, dezvoltare, inovare, ar putea să aducă foarte mult.